Bună ziua! Bună ziua și bun găsit la un nou vlog. Salutare! Îl facem cu introducere vlogul ăsta. Am primit foarte multe întrebări la vlogul anterior pe care l-am pus cu Bobiciuie de la botez. Ce te uiți așa ori la cameră, Bobi? Cu smash o vezi? N-am cu de-astea. Și numai bine că e și Plus și cu Iordache cu noi. Aici cu Iordache. Și o să răspundem toți patru. Deci să înceapă întrebările. Hai, Plus. Am fost invidios pe al concurent din Casa Puterea Dragostei. Am fost invidios pe al concurent din Casa Puterea Dragostei. Da. Zi tu el. Bă, n-am, frate, n-am. 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 Bă, eu sunt sincer, totdeauna și spun că da, am. Pe cine, Iordache? Bă, nu neapărat pe cineva, dar știi cum e, pe alte... Că n-ai concurență. Da, frate, da, da. Îți face ceva la altcineva și te da, și eu, ca el. Și eu mai pățesc, dar n-am fost acum. Să fiu și eu sincer, da, am. Pe pune? Da. Pe cine, mă? Nu vreau să zic. Bă, ce-a fost invidios pe mine, mă? Da, da, pe Bianca. I-a luat găgicile. I-a furat-o pe Bianca. Da. Așa. N-am făcut lava la viteză maximă. Băi, cum se prima așa întrebare? Ia zi, Iancule, ai făcut-o la viteză maximă? La viteză maximă? Adică când mergeam cu mașina sau cum? Bă, cum la viteză maximă? Bă... Cum e la viteză mașină? Ai făcut și nu mai știu, abar n-am. Cred că da, hai, am. Minus 20. Tu, Bobica? Am că ești rapid de mână, mă. Tu, Plusica? N-am. Tu, Iordache? Lapa la viteză maximă. Ia zi, Plusica, ai făcut la viteză maximă. Da, eu am făcut când era mai mic. Când era mai mic. Adică acum un an. Plusica, fac cu minte. N-am înșelat vreodată. Am. N-am. Iordache, niciodată. Pe ăsta n-a avut relații, mă. Aveți, că am avut 3 ani. Îmi pare rău, eu nu am prea avut relații de asta. Am mai umblat și pe acolo și pe acolo. N-am luat bătaie de la părinți când eram mic. Am. De la părinți nu, n-am. Ce vorbești, că mă băteai și cu cureaua și cu joarda și... La fel și pe mine. Și cu ceapă. Am luat. Asta e, n-are nimic. Așa, mai luam, că eram năzdrăvan când eram. Păi da. Așa, următoare. N-am făcut cuplu cu Berna pentru hobby asta. N-am. M-am sucupat. Doar ne-am pupat și atât. Ce bine trinca. Și eu m-am pupat. N-am băut până nu am mai putut să merg. Am odată în viață. Da, odată în viață am făcut o lată rău. Iordache, tu? Normal, doar odată în viață greu. O lată tu? Păi, de n-am mai putut să merg, frate. Dar ăsta așa mai bun. N-am furat de la magazin. Am. Când era mic, bă, asta numai când era mic. Bă, dar fii asumat, bă, frate. Fii asumat. Păi simt, bă, frate, că... Ce-am furat ultima dată? Da, mă, am fost la Baril și am furat un nou Kinder. Nu, de curând ai furat ceva. Păi de curând a fost. Nu. Și era și camera pe mine și am făcut așa cu ouă și l-am băiat în buzunar. Acum l-am refumat o persică. Bine, dar aia a luat-o de față vânzătorul și a mâncat-o și nu o să-l lua nimic. Aia mi-a făcut-o cadou. N-am regretat că am ținut cont de sfatul unui prieten. Deci mai zi o dată întrebare. N-am regretat că am ținut cont de sfatul unui prieten. Asta e bună, bună întrebarea asta. Eu știu cam la ce am regretat, să știi, totodată. N-am. Eu nu mai țin. Eu nu prea mă iau după cineva. Bă, nici eu nu mă iau, da? Țin cont de părerea cuiva, dar dacă consider că nu e ok, nu. Nu, fără să vreau, l-am crezut mult prea mult și după am regretat, știi? Mă credeam prietenul meu cel mai bun, din cauza asta. Se mai întâmplă, da. Tu, Iordache? Nu, nici eu n-am. Nu când erai copil, nu? Nu mă dezamăgi, prieteni. N-am încercat să fac bani ilegali. Am. Păi și acum fac? N-am. Păi nu o ducem pe Plus și pe Germania. Da, amor! Mergem pe ea în Germania. Așa, glumim, Doamne ferește. N-am fost luat de poliție. Am, de câte ori? O dată am dat și cu mașina în stâlpă, mă urmărea poliția. Adevărat? N-am bătut pe cineva. Am. Bă, frate, sincer, n-am, nu cred că am bătut niciodată pe lume. Așa, de astea mici, certuri, câte o palmă așa mică, mai merge. Dar bătaie ca lumea, n-am dat la nimeni. Ați fost norocoși toți până acum. Până acum am fost prins când făceam sex. Am. De Iancu. Am. Da, mai știi? Da. Am intrat doată peste Bobi, omul și făcea treaba. Intru eu, mamă, s-o speria gagica, o sărit. Da, ai cu minte cât de breten bun are nimic. N-am. Iordache, tu? Da, am. De cine? Nu dau detalii. Cine? Hai, mă, zi, cine te-a prins? Mă, nu dau detalii. Te-a prins maică ta.
Auzi, stai, întrebare pentru Ordache. Te opriți cineva făcând... Bă, răspuns doar cu sau n-am, am fost sincer, dar zic n-am. Hai să spun o întrebare. Te opriți cineva făcându-ți la bani WC-ul? Da, cu trebuie. Zi, mă, da sau nu? Înseamnă că te-ai găsit loc bun. Bă, mai departe. Am suferit pentru o fată. Am. Eu sunt un băiat. Și eu am. Am și plâns o dată. Smashor Pes? Păi, da, ce și Smashor Pes? Simona. Bracoveanu? Da. Smash. Tu, Bogdan? Ce se fac? La Simona. Ce cu Simona? Smash. I-ai dat o cârje. Ai gătat băieți. Bianca comunici. Bianca? Da. Pes. Ai zis pes? Da. Mai departe. Roxana. Smash. Fosta mea, adică smash. Merge. Ce ai măcar atât trăznic? Așa. N-am făcut friki friki frei. Friki friki frei. Așa scrie. Am făcut în 4. Cu cine, mă? Vrei să zic cu cine? Nu mai zi, lasă, nu, fără detalii. Am. Așa, Bușica. N-am. Iordache. N-am. Bun, mai departe. N-am pupat un băiat. Păi da, depinde unde. Pe obraz n-am pupat, pe n-am. Pe gură, pe gură. Nu, n-am. 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 Mai departe. Stai, trebuie să văd pe lumea. Băi, ce buze frumoase avem. Bă, dar ce păr avem încă pe lume. Apropo, noi acum venim de la mare, da, mergem acasă. De asta avem cântele astea. Hai să facem un smash or pass, un ceva. N-am vrut să fac sex cu o fată, doar pentru un pariu. Pentru un pariu? Bă, sincer, pariul de asta n-am pus, dar sună interesant. Da. Bobby, sigur. Nu mi-am aminte. Bobby, fermecător. Magicianul. Mai departe. Am avut fantezii cu o rudă. Cu o rudă? Eu n-am. Ai, nu cred! Cu cine e Bobby? Cu Barta? Am răspuns doar cu am. Bine, fă. Iordache! Da, bravo! Bravo, Iordache, ești băiat cu minte. Așa n-am mult ego de... Zi plusii. N-am făcut la Ban Hotel. Am stat 3 luni în Turcia, 3 luni jumate. E grea viața în Turcia, fraților, ne cunoștea nimeni. Dar mi-am pânit acolo. Nu? Dacă e grea viața în Turcia. Eu dacă tu... Da, bă, e grea viața în Turcia. Așa e, frate. Așa, mai departe. N-am regretat ceva făcut în Casa Puterea Dragostei. Am. Aveam mult mai multe de făcut. Da. Poate fac acum, că mă reîntorc. Asta zic și eu. Așa. N-am bătut o femeie. Da, niciodată. N-am. Bravo. Nu cred. Era meciul. Da. Cu păr, tras de păr cu de alea. N-am tras de păr, am dat direct. Mai mare ca asta în gură. Eu știu că am tras de păr. N-am ieșit undeva fără boxe. Fără chiloți. Am. Ce senzație. 90% din ieșiri sunt fără boxe la mine. Nu, mă, dar oamenii se referă dezbrăcat de tot, nu că nu ți-ai chiloți pe tine. Nu. Păi cum? N-ai va să ieși cu ce-ai, mă? Da? Bun. Păi vara nu ne luăm. N-am fost îndrăgostit de Roxana. N-am. Hai. N-am vomitat din cauza alcoolului. Ai evitat? Am. O dată rău. Le face pe toate, este bine, fraților. N-am fumat. Niciodată. Nu mă împachet aseară. Noi nu fumăm de obicei, dar așa câteodată. N-am furat un sărut de la o fată fără ca fata să vrea. Ce să furi? Un sărut. Ăsta azi eu. N-am. Eu da, că mai răspunde și tu, frate. Așa, frate. Am dat și cu forța. Așa și noi. Dacă nu vrea de bună voie. N-am condus fără permis. Ăsta chiar azi eu. Eu chiar alarm tip. Păi zic, te-a bunit. Dar acum la filmuletul ăsta. Da, și vine la Bobby acasă. Hai să trec cu mărturia ta. Până am bunit. Hai, zi următoarea întrebare. N-am fost atât de excitat, atât tare, încă nu mai existam. Nu mai existam? Și de câte ori s-a întâmplat? Am fost excitat foarte rău, dar nu mai existam. Așa arată o zi din viața mea. Nu știu ce
de... Nu mai rezistam, mă, nu mai existam. Nu mai rezistam. Ce-ai zis, mă, rezistam? Bobby, de când vede, nu mai aude. Hai, dă-i mai departe. N-am plăcut o fată din Casa Puterea Dragostei, sezonul 1, fără ca ea să știe. Mamă, am eu. Nu zic cine. Ce tine, plușica, te-a plăcut. Plușica, a plăcut odată lume. Nu cred că mi-a plăcut cineva să-mi zic. Mie dă plușica din prima zi când am intrat. Mamă, plușica. Era îndrăgostit de ordache de plușica de când a intrat. Și nu știu de ce am impresia. De ce nu i-ai spus? Bă, am vrut să fie secret. Nu știu de ce am impresia că i-am cu... Se gândește la aceeași fată ca și mine. Mă, mai făcut, departe. Uite, să-mi spune și mie după ce închideți asta. După. N-am fost gelos pe Culiță. N-am. Pe cine? Da, n-am, de ce? Aici a voi, frate, că eu sunt frate, că nu sunt gelos. Eu chiar n-am, de ce, adică... Eu nu știu să-ți spun la întrebare. Ia zi, plus, ce e gelosă. Bun, mergem mai departe. Hai să-l găsim întrebări. N-am înjurat-o pe mama. Băi, din păcate și pregreși în ziua de azi, am. Da, frate. Da, bă. Aia e. Da, toți ne mai scăpăm la ne-am părut rău, ne-am cerut scuze, a fost ok. N-am împărțit aceeași femeie cu fratele meu. Bă, eu am soră și fratele e prea mic, deci n-am... Eu m-am zăturat de întrebarea asta. La Obis, la Cancan, la toată lumea mă întreabă chestia asta. Nu mai răspund întrebarea asta, mă enervează. Dacă îl consider pe Ian cu fratele meu, de ce am? S-au terminat întrebările, ce crezi? Bă, ce nebun ești. Gata? Da. Păi numai bine, că avem vreo 11 minute. Vă pupăm. Vă mulțumim pentru întrebări. Sperăm că v-a plăcut, am răspuns sincer la Caterin, ca abuzament. Corespunzător. Mergem acasă, am fost la mare, am mai zodată, dar vrem să luăm un cafea și la mare anul ăsta. Și cam atât. Sperăm că v-a plăcut. Vă pupăm, pa! Vă pupăm pe toți! O zi faină, pa, pa!